Salutare, prieteni! Bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Bianca și în clipul de astăzi îmi doresc să abordez un subiect destul de delicat. Am mai făcut clipuri de acest fel, referitoare la sarcina biochimică, la sarcina extrauterină, la avortul spontan și așa mai departe. Acest clip vine în urma investigațiilor făcute de-a lungul timpului și vă povesteam în ultimul clip despre faptul că am descoperit un fel de mutație genetică, corpul meu. În clipul care urmează, am să vă vorbesc despre această mutație genetică. Am să vă vorbesc despre medicamentația recomandată de medicul meu ginecolog. De asemenea, am să vă vorbesc despre acidul folic și dacă acesta este bun sau nu, pentru că am făcut niște investigații și în acest sens. Am ales să fac acest clip astăzi, tocmai de Ziua Femeii, pentru că știu că sunt printre voi foarte multe femei care își doresc mai mult de la această zi. Își doresc să fie mame. Și nu credeam că lupta asta e atât de grea. Dacă mi-ar fi spus cineva în urmă cu aproximativ 2 ani, atunci când am început eu această călătorie, dacă mi-ar fi spus că este atât de greu, aș fi spus că ești nebun. Da. Este greu, dar trebuie să rămânem pozitive și să mergem cu capul sus. Așa că nu vă țin mai mult în suspans. După cum bine s-a putut vedea din titlu, voi vorbi astăzi despre o mutație genetică comună care face parte din grupa asta a trombofiliei. Dacă ai mutația asta genetică, nu înseamnă că ai trombofilie. Vorbim despre mutația MTHFR, care are două ramuri, și anume C677T și A1298C. Ei bine, prima, cea cu C, am să vi le trec aici undeva, are treabă cu homocisteina. Nu știu foarte multe pe latura asta, pentru că, din fericire, această latură a MTHFR mi-a ieșit negativă. Singura din profilul de trombofilie care a ieșit pozitiv în cazul meu a fost MTHFR A1298C, în variantă homozigotă. Putea fi homozigot sau heterozigot. Asta că e homozigot sau heterozigot are legătură cu moștenirea. Dacă ai moștenit-o de la ambii părinți sau dacă ai moștenit-o doar de la unul dintre ei. Iar din câte am înțeles, homozigot înseamnă că această genă ai moștenit-o de la ambii părinți. Deci da, la mine este vorba de homozigot. Am moștenit-o de la ambii părinți. Și în ce consta această mutație genetică? Am cercetat și pare să că foarte multă lume se confruntă cu acest lucru și mulți nici măcar nu știu că au această genă, hai să zic, modificată. Deci este foarte comună. Ei bine, această genă pune baza foarte mult pe acidul folic. Ori noi știm foarte bine că acidul folic este absolut esențial în susținerea și dezvoltarea sănătoasă a unei sarcini. Așa, ca o mică paranteză, după ce mi-am primit rezultatele de la analize, m-am dus cu buletinul de analize la medicul meu ginecolog să-i arăt, uite, mi-a ieșit pozitiv mutația asta genetică, da? Bun. S-a uitat pe foaie, nu i-a dat foarte mare importanță, mi-a spus doar atât. Îți voi da un tratament și în momentul în care vei rămâne însărcinată, vom trece pe anticoagulante. Am întrebat-o, ok, anticoagulante sub formă de pastile, având în vedere că nu este vorba despre trombofilie, este ceva foarte mic. Foarte, foarte mic acolo. Din păcate, nu sub formă de pastile, din păcate sub formă injectabilă în burtă sau în pliul piciorului acolo, unde pielea este foarte, foarte subțire. Ok,
pot să trec și peste asta și mi-am adus aici întregul arsenal de medicamente pe care le iau deja de 2 luni și jumătate. Unele sunt pentru mutația asta genetică, altele sunt pentru stimula ovarele, fertilitate și așa mai departe. Bun. Și în prima fază am așa. Pliculețele astea de la Miosan, pe care trebuie să le iau timp de 3 luni. Pliculețele astea de la Miosan au și folat în variantă bioactivă și așa mai departe, foarte benefic în stimularea ovariană. Mai ales cele care se confruntă cu sindromul ovarelor polichistice, ăsta e medicamentul. Bun, sunt la a 5-a cutie, parcă. Încă n-am rămas însărcinată, dar vă anunț când se întâmplă. Bun. Deci, 1 dimineața, 1 seara, Miosan plus e sub formă de pliculețe. Așa arată. Aici aveți și ingredientele, în cazul în care sunteți curioși. Nu are gust rău. Îl dizolvi în 200-250 de mililitri de apă și e ok, merge. Bun. Ce trebuie să știți despre acest clip este că nu vă îndemn să luați aceeași medicamentație pe care o iau eu. Vă îndemn să mergeți la medicul vostru și să-i cereți o părere. Pe el să-l ascultați. Eu vă prezint doar cazul meu. Nu înseamnă că dacă mie mi-a prescris Miosan, îți va prescrie și ție și o să-ți fie de folos. Bun, mergând mai departe, ce mai iau în fiecare zi este vorba de Aspenter. Explicația pentru Aspenter a fost să-mi fluidizeze sângele, dat fiind faptul că am gena asta modificată, așa, că ar fi oarecum viscos, un Aspenter pe zi la prânz, împreună cu 2 comprimate de acid folic. Și aici la acidul folic am să mă opresc puțin, pentru că recent m-am înscris într-un grup pe Facebook care se numește MTHFR România și vă recomand tuturor care suferiți de vreuna dintre aceste gene modificate, vă îndemn să mergeți și să vă înscrieți în acel grup. Pentru că puteți să întrebați lucruri, puteți să citiți alte cazuri și alte comentarii și vă vor veni în ajutor. Ei bine, la fel s-a întâmplat și cu mine. N-am fost eu un tocmai așa împăcată, tot citisem despre mutația asta genetică și despre faptul că al meu corp este incapabil să proceseze acidul folic. Dar totuși, dacă doctora mea mi-a spus, ia acid folic, 10 mg, asta însemnând 2 comprimate, am ascultat-o și aproximativ 3 luni de zile, 2 luni și jumătate, am luat câte 2 comprimate de acifol. În condițiile în care eu am mutația asta genetică. Bun. Și am zis, hai totuși să adresez o întrebare în acest grup, care este concentrat pe mutația asta genetică, să văd ce o să-mi spună. Și întrebarea mea a sunat cam așa. Există printre voi femei doar cu această mutație genetică, deci să ținem minte, numai cu asta, eu nu am nicio altă mutație din profilul trombofilic, doar cu asta. Ce ați luat înainte de a rămâne însărcinate și în timpul sarcinii? Printre răspunsuri s-a aflat și răspunsul unui medic specialist în fertilitate și mi-a spus nu lua acid folic. Și asta a venit așa oarecum, parcă mi-ai fi dat cu o tigaie în cap, adică stai un pic. Medicul meu mi-a recomandat chiar 2 comprimate pe zi și tu îmi spui să nu iau acid folic. A fost așa, am fost foarte confuză, dar omul a explicat, medicul de altfel, da? A explicat care e ideea. Tocmai asta e ideea cu gena asta modificată, că nu putem procesa acidul folic. Exact ceea ce citisem eu de atâtea ori, doar că n-am avut confirmarea de la un specialist. Bun, și atunci omul mi-a spus să încerc să îmi cumpăr folat în variantă bioactivă. Îl găsim la Solgar, este singura firmă
care aduce în România, toate informațiile sunt scrise în limba engleză, deci nu e produs românesc, conține ceea ce noi avem nevoie, adică acid folic gata procesat. Deoarece corpul nostru nu reușește să proceseze acidul folic. Bun, și ce se întâmplă totuși cu cele 2 luni și jumătate de acid folic, 2 comprimate pe zi? Tot ceea ce corpul nostru nu reușește să proceseze, transformă în substanțe toxice. Și până în momentul de față sunt super debusolată de ce medicul meu mi-ar fi spus să iau acid folic în condițiile în care corpul meu îl transformă în substanțe toxice, de care, obviously, nimeni nu are nevoie. Voi afla acest răspuns la următoarea vizită, care ar trebui să fie în cazul în care vine menstruația peste 3 săptămâni, în cazul în care nu vine, probabil tot peste 3 săptămâni. Acum să vedem. Bun. Cam asta cu acidul folic. De câteva zile iau câte un comprimat din folat ca metafolin, 400 de unități, anume folat în variantă bioactivă. Corpul meu nu depune niciun fel de efort în a-l procesa, deci îi dat mură în gură, cum se spune. Bun, mergând mai departe cu tratamentul, asta e pentru ovarele polichistice, un Duphaston de 2 ori pe zi, 1 dimineața, 1 seara, începând din a 15-a zi a ciclului menstrual. Asta v-am spus, pentru ovarele polichistice. Probabil mai ajută el și la stimulare ovariană și așa mai departe, mă rog, nu știu. Îl iau, n-am auzit chestii rele despre el, deci, da, bun. Și vreau să vă împărtășesc o descoperire foarte interesantă de-a mea, pentru că tot cercetez și cercetez și când aud cuvinte magice precum copii, uter, fertilitate, ovare, ovule și așa mai departe, mi se activează antena și da. Urmăream niște story-uri zilele trecute și fusese una din vlogărițele noastre plecată în Istanbul, de unde și-a cumpărat mai multe ceaiuri, printre care și ceai de zmeur. Și zicea ea acolo că ceaiul de zmeur este foarte bun pentru uter, ajută la fertilitate, hopa, hopa, antenele mele s-au activat. Și am început să mă documentez despre ceaiul de zmeur. Uite-l aici. Una sau două căni pe zi neîndulcit. Se spune despre ceaiul de zmeur că ar îmbunătăți calitatea uterului și ar ușura oarecum sistemul reproducător în activitatea sa. Deci e, cum îl numesc eu, bombă fertilizantă. Nu te costă decât câțiva lei pentru a-l procura. Oricum, cred că în mare parte consumați ceaiuri, așa că de ce să nu consumi un ceai care, cine știe, poate luna asta sau luna viitoare îți va aduce cea mai mare bucurie a vieții. Ok, v-am prezentat cam toată medicamentația. Repet, încă o dată și încă o dată, faptul că voi nu trebuie să urmați această rețetă medicală a mea, voi trebuie să vă adresați medicului vostru, iar dacă aveți nelămuriri, vă sfătuiesc să întrebați pe cine vă este la îndemână, în cine aveți încredere mai mare, întrebați. Informația este foarte prețioasă. Uite că printr-o întrebare banală, că am fost și eu curioasă să văd ce anume au luat alte persoane, am descoperit că eu băgam acid folic în mine și îmi produceam substanțe toxice în corp. Explicația medicului specialist a fost că medicii ginecologi primari din România nu prea sunt la curent cu mutațiile astea genetice. Adică dacă este vorba despre o sarcină normală, da, care nu întâmpină dificultăți, este totul rozi, foarte bine, foarte frumos, nu trebuie să intervii sub nicio formă.
e ok. Dar dacă apar modificări genetice sau sunt fel și fel de lucruri care pot interveni, nu toți medicii sunt pregătiți pentru asta. Și dacă vă întrebați dacă doresc să-mi schimb medicul, nu doresc să-mi schimb medicul, doresc să mă duc în continuare cu acest medic, în condițiile în care vom avea o discuție pe acest subiect. Vreau să știu și părerea ei despre acest folat în variantă bioactivă. Așadar, cam asta a fost. Îmi doresc, așa cum v-am spus și în clipul anterior din această categorie, îmi doresc ca data viitoare să vin în fața voastră și să vă dau o veste cât mapamontul de mare și frumoasă. De altfel, îmi doresc și pentru voi același lucru, nu doar pentru mine. Îmi doresc ca la anul cel puțin să îmi urmăriți clipurile cu bobocii voștri în brațe și să fiți binecuvântate de două ori. Asta obișnuiesc să spun de fiecare dată la sfârșitul sărbării de 8 martie. Țin să le amintesc sau reamintesc mămicilor din colectivul meu că ele sunt binecuvântate de două ori. 1. Pentru că sunt femei și 2. Pentru că sunt mame. Este cu adevărat o binecuvântare și aștept cu nerăbdare să trec și eu în partea cealaltă, împreună cu voi. Vă pup și să ne vedem cu bine data viitoare!